ce a fost arbori sau vulturi sau oameni, apa se întoarce în uriașa ei matcă să se regenereze. Și iarăși pornește. Așa se întâmplă de la începutul începuturilor și de fiecare dată îi aduce viața mai departe. Neîncetat, oceanul o trimite să ducă viața mai departe. Dacă n-ar trimite-o, planeta ar rămâne pustie. Să te rog ceva pe tine, truditor cu condeiul, ce povestești despre un munte sau despre o pâine, despre un meșter iscusit. Scrie acum despre un râu sau despre un râu om, nu mai știu, și lasă-mă să-ți recitesc cuvintele. Înainte de asta, trebuie să știi ce este zborul. Mai întâi, trebuie să închizi ochii, să refuzi auzul, să-ți spui în sine, acum voi zbura, și să zici, zbor.
fiecare zi, în fiecare an, în fiecare viață, minerii merg la întâlnirea cu Oldul. El este acolo, alături de ei. Îi așteaptă. Mereu îi așteaptă. Păturile încearcă să-i cuprindă râului necuprinsere dimensiuni. Și oamenii trec. Privindu-i, Oltul curge mereu, cântându-și molcom existența. Acum poți să-ți amintești. Ai fost năvalnic. Fiind încă a trăi, ai pornit prin lume. Oamenii te-au sorbit în zile de arșiță sau s-au privit în tine, oglindă a trecerii. O mie de chipuri le-ai arătat și ei ți-au arătat o mie de chipuri. Te-au cântat și uneori au tăcut, ascultând cum cânti tu despre ei.
muncitorilor, oltul se repede în barajele de granit de care se sfarmă. El știe că fără acest sacrificiu, din ființa lui nu ar fi ieșit niciodată lumina. Ce poți să mai pierzi tu, cel care ai fost supus, născut pentru pierdere? Tocmai acum, fiind din ce în ce mai greoi, tocmai acum ești rece și măreț. Mai pierde-te, mai pierde-te. Mai du-te-te, mai du-te-te, mai naște-te.